Cum e la școală? E ușor, e foarte ușor la școală. Din punctul meu de vedere e foarte ușor. Vin de drag? Da, vin de drag, stau cu prietenii mei. Facem un mișto. Noi facem, da. Ce faceți? Mișto. Mai uite, ne dăm cu facem apă. Facem caterinca, uite, ne dăm cu apă. Asta e la noi. Așa vă jucați în pauze? Da, în fiecare pauză, uite. Cum? Așa. Arătați-mă, arătați-mă. Uite. Și cei care sunt udați, ce zic? Nu, ce să zic. Stau și suportă. Da, și las până vin și ei cu armele lor. Și vreau să te întreb și pe tine, care e cea mai mică notă pe care ai luat-o anul ăsta? 1. Am luat toți 1. Și eu și el am luat 1. La aceeași oră. La fizică, de aia. De ce? Că am copiat. Am copiat, cine o prins. Avem un coleg cu 1-1-2, notele 1-1-2. Fără nicio glumă. Petru nostru, care dă acum corigența. Acum dă corigența la fizică. Și țineți pumnii? Îi da, ținem pumnii. Ține pumnii. L-a sudat și pe el cu pistolul ca să șervi? Cu testului, da. Și ce a zis proful? Proful nu-i zic, el s-a enervat. Viața de liceu s-a schimbat. Doar nostalgicii își mai amintesc de uniformă sau de frica de profesori. Majoritatea elevilor din 2024 nu se mai tem de dascăli, iar corigențele le traversează cu umor. Deși plouă cu note de 1 și 2 în clase, elevii nu înțeleg neapărat de ce sunt pedepsiți chiar atât de drastic. Ai luat vreun 2 anul ăsta? Da. La ce? Istorie. La istorie. Păi de ce ai luat 2? Că n-am fost la oră și după aia m-au certat și n-am făcut proiectul. Și ți-ai recuperat până la urmă materia? Da, am trecut. Elevii recunosc deschis că școala îi seacă de puteri. Orele sunt istovitoare pentru mulți dintre ei, iar vacanțele mult prea scurte. Greu. De ce greu? Păi, na, dacă nu te pui pe învățat, e greu, într-un punct anume. Și tu nu prea înveți? Ba, învățăm, dar nu suntem noi vânători de note. Da, foarte stresant la școală, mai multe pauze, numai atâta istorie, nu știu. Într-o lume ideală, câte ore crezi că ar trebui să învețe un elev pe zi? Nu știu, zic că și jumătate de oră e ok. Puțin mai multă vacanță, da. Suntem obosiți, am într-un punct. E greu anul, e lung. E lung, da, e lung. Mai ales și acum, din câte știu, ori băgat mai multe vacanțe între module sau cum se cheamă. Și te bucuri? Mă bucur, da, cum să nu mă bucur? E bine. Mulți dintre elevi consideră că materiile sunt mult prea stufoase și că nimeni nu îi învață cum să facă bani. Iar fără bani de un suc, la ce ajută teorema lui Pitagora, se întreabă ei.